Capitanul Ceahlăului, stăjărel Vișinar, a suferit o accidentare gravă în meciul disputat sâmbătă pe terenul Unirii Slobozia, în cadrul etapei a 15-a din Liga a 2-a. În minutul 8, fotbalistul sucevean a încercat să-i pună o contră unui atacant al gazdelor, fază în urma căreia a suferit o fractură de gleznă și nu s-a mai putut ridica de pe gazon. Și este faultat, deși cred că apucase să paseze. Mingea ajunsese la Andrei Dorobanțu sau Doamne Dumnezeule, Doamne, incredibil. I-a rămas piciorul în pământ. Frumos. Bravo, bravo. Așa se înfruntă greutățile. Medicii de pe ambulanța prezentă la teren au intervenit imediat, fotbalistul sucevean fiind transportat de urgență la spital. Meciul dintre Unirea Slobozia și Ceahlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu scorul de 2-1. În vârstă de 24 de ani, stăjărel Vișinar și-a început cariera de fotbalist profesionist la Sporting Suceava, după care a mai jucat pentru Bucovina Rătăuți, Aerostar Bacău, Foresta Suceava și Ceahlăul Piatra Neamț.